Aur Roș, 2 noiembrie 2023. România are nevoie de o administrație mai suplă și mai eficientă. Aur prezintă chiar azi soluția la Parlament. Partidele sistemului se opun. Administrația publică locală din România funcționează pe baza organizării administrativ-teritoriale stabilite în urmă cu 55 de ani, în vremea regimului comunist. Din 1968 s-au schimbat multe, iar AUR consideră că a venit momentul pentru o schimbare a României și o organizare a țării. S-au făcut și lucruri bune pe organizarea teritorială actuală și lucruri mai puțin bune, dar realitățile actuale impun o schimbare, o actualizare. La această oră, la Parlament, la inițiativa AUR, are loc o dezbatere serioasă, aplicată, cu privire la reorganizarea administrativ-teritorială a României, fiind invitați reprezentanți ai partidelor politice de la putere, cât și din opoziție. În această săptămână, de la PSD până la PNL și USR, cu toții și-au exprimat de la tribuna Parlamentului cu privire la utilitatea acestei probleme. Astăzi însă vedem dacă sunt serioși și chiar înțeleg că nu trebuie să mai așteptăm până în 2025 pentru a produce această schimbare absolut necesară. Propunerea AUR este de a avea un primar doar dacă există 5.000 de locuitori. Propunem așadar reducerea numărului de unități administrativ-teritoriale UAT de la 3.300, cât sunt în prezent, la 1.300. AUR propune și modificarea hotarelor județelor, încât să avem între 12 și 15 județe, în loc de 42, cât sunt în prezent. Respingem orice formă de regionalizare sau de separatism pe criteriu etnic, iar asta trebuie să ne ajute să găsim o administrație locală și centrală mai suplă. Românii din afara granițelor au ajuns spaima PSD și PNL. Senatul a respins zilele trecute cu o largă majoritate proiectul de lege care le-ar fi permis românilor să voteze prin corespondență. AUR a susținut acest drept al românilor plecați din țară. Majoritatea PSD și PNL nu au oferit însă niciun argument valid pentru această decizie, dovedind că le este teamă de votul românilor din diaspora. Cei din gașca lui Nicu și Marcel sunt conștienți că românii din străinătate nu pot fi manipulați și de fiecare dată când a fost necesar, au cenzurat prin vot politicile destructive ale guvernelor de la București. Gestul de respingere a acestui proiect echivalează cu răzbunarea puterii PSD-PNL împotriva acestei inițiative, care nu făcea decât să pună în acord modul în care se votează pentru Parlamentul European cu cel care se votează pentru Parlamentul Național și pentru președintele României. Pentru AUR, diaspora are un rol aparte. Românii din diaspora sunt o sursă umană extraordinară. Ei sunt frații noștri pe care trebuie să-i aducem acasă și pe care trebuie să-i ajutăm cum putem. De forța lor, de energia lor, de curajul și de experiența căpătată pe alte meleaguri, avem mare nevoie pentru a cunoaște o nouă înflorire a statului român. AUR a venit în sprijinul românilor din diaspora prin lansarea platformei Linia Verde pentru Consulate. Aceasta este menită să îi ajute pe românii care locuiesc în afara granițelor țării și care întâmpină probleme la consulatele României și pe teritoriul țărilor în care locuiesc. Încă de la preluarea mandatelor de parlamentar, una dintre preocupările deputaților și senatorilor AUR a fost aceea de a identifica soluții și măsuri pentru compatrioții noștri care trăiesc în afara țării. Datorită acestei activități, în ultimii ani, din ce în ce mai mulți români din diaspora și-au pus speranțe în noi. AUR nu uită de românii din străinătate, nici prin programul de guvernare. Avem o Românie dincolo de România și trebuie să-i ajutăm pe acei români să-și dezvolte afaceri, chiar acolo unde se află astăzi. Propunem extinderea activității Czech Bank în exterior, acolo unde avem comunități românești foarte puternice, pentru a-i putea ajuta să-și dezvolte afaceri, să-și dezvolte rețele internaționale de magazine românești. Mulțumesc! Dau cuvântul colegii Alexandru.
au rapelă familia naturală și luptă împotriva ideologiei de gen, curentele woke și cancel culture. Cu AUR, România va fi demnă în Europa. AUR este un partid conservator și pe cale de consecință creștin. Luptăm cu armele de care dispunem pentru a ne apăra valorile, credința, națiunea, familia și libertatea. AUR înțelege că familia, înțeleasă ca uniunea liber consimțită dintre un bărbat și o femeie, este fundamentul umanității. Ea se întemeiază pe iubire și este iubire. Într-o lume decreștinată, nu trebuie să mire pe nimeni faptul că familia se află sub un atac fără precedent. Asistăm la o negare a realității, a firescului, mult mai agresivă ca niciodată. Ideologia de gen sau curentele cancel culture și woke sunt un vector de ostracizare a creștinilor. Asaltul asupra familiei este total, tocmai pentru că ea, prin forța pe care o conferă credința, garantează demnitatea individuală, fiind totodată principala piedică în calea progresismului. Valorile creștine sunt fundamentul istoriei, administrației și ideologiei Europei, servind ca repere și principii ale adevărului. Alegerile din 2024 reprezintă ultima șansă să obținem o majoritate în fruntea țării care să apere familia, libertatea, țara. În acest sens, ne propunem apărarea și promovarea credinței creștine, atât în plan național, cât și în plan internațional, în special în regiunile istorice care au aparținut României. Totodată, sprijinim familia normală, familia firească. Nu suntem de acord ca în programa școlară să fie incluse materiale care promovează și încurajează curentul LGBT și cerem tuturor cetățenilor, părinților, să fie vigilenți, să observe când în manualele școlare apar astfel de devieri sau în școlile sau grădinițele, pe gardurile, pe clădirile sau anumiți pomi sunt vopsiți în culori LGBT și să ia atitudine de fiecare dată. Doar prin vigilență ne vom păstra valorile și ne vom proteja copiii. Cu AUR, România va fi demnă în Europa. Vrem în Europa, dar vrem să fim europeni egali cu ceilalți. Pentru asta trebuie să schimbăm felul în care activează aleșii noștri în Parlamentul European. Mai puțin aplaudați și bruxelezi, adică cei care aprobă cu minți ce zic fraților mai mari, și mai mulți parlamentari care să susțină interesele românești. Am avut și avem în Parlamentul European oameni care s-au specializat în defăimarea țării, în denunțuri aberante. Au mers atât de departe încât au promovat ideea că România e bolnavul Europei, precum se spunea cândva despre Imperiul Otoman. Vrem în Europa, dar vrem să fim europeni egali cu ceilalți, nici de cum ca unii strecurați pe ușa din dos în casă și așezați la masa servitorilor. Pentru asta avem nevoie ca anul viitor să alegem pentru Parlamentul European o listă de patrioți, de profesioniști, oameni dedicați, care au demonstrat că își iubesc țara și luptă pentru ea. Europarlamentarii AUR vor apăra interesele României și vor face România mai puternică în Europa și pe români mai respectați. Pas cu pas se pune cruce libertății de exprimare în mediul online. Cetățenii, opoziția și presa vor fi urmăriți 24/24. Începând de anul viitor, mai exact din 17 februarie 2024, în România vor intra în vigoare noile reglementări UE privind serviciile digitale și supravegherea online. Practic se reglementează ceea ce se întâmplă deja, adică cenzurarea mesajelor considerate ilegale sub pretextul combaterii dezinformării. În acest sens, a fost lansat în dezbatere publică un proiect de lege privind transpunerea în legislația națională a noilor prevederi UE, privind piața unică pentru serviciile digitale și de modificare a directivei 2000/31/CE, regulamentul DSA, în România, act legislativ obligatoriu pentru statele membre. Acest document reglementează cenzura asupra mediului online. ANCOM va avea toate atribuțiile necesare pentru a sta cu ochii pe toți cei care sunt incorect politic, care comit spuse scrise sau video ilegale, ilegal fiind un termen foarte acoperitor pentru foarte multe lucruri care nu se încadrează în corectitudinea politică pe care o vrea Bruxelles. Această măsură, care se prezintă ca o încercare de a combate dezinformarea, ar putea avea un impact negativ asupra libertății de exprimare. Practic, se limitează libertatea noastră de exprimare. Mai aveam un mediu în care libertatea aceasta nu era răstrânsă,
Nu era foarte bine ținută sub control de puternicii zilei. O informație recentă le dă românilor fior pe șira spinării. Statul ne va monitoriza în scurt timp pe toți, cetățeni, opoziție, presă. Nu este o păcăleală de Halloween, nici glumă proastă din ciclul Bela Arafat. Guvernul României, prin Ministerul Afacerilor Externe, a cumpărat un sistem de tip Big Brother cu care va monitoriza în timp real rețelele sociale, site-urile de știri și chiar influențele din România, după cum informează știrile ProTV. La rândul său și primărița Olguța Vasilescu se pregătește să împânzească municipiul Craiova cu camere video, informează presa locală, care titrează că în acest moment în Craiova sunt deja 256 de camere video, dar primăria vrea să cumpere încă aproximativ 500 de camere pe care să le monteze în oraș. Tragedia din Grădina Botanică apare ca pretext al noilor investiții deja demarate pentru o valoare cuprinsă între 6,6 și 9,3 milioane de lei noi plus TVA. Regimul Iohannis PSD aruncă pe fereastră cu banii românilor și cu cei europeni, tot publici, la o adică, și cumpără aparatură prin care să ne urmărească în orice moment. Nici Ceaușescu și nici vreun alt dictator nu au făcut până acum așa ceva. Statul român, condus de mafia politică PSD-PNL, cumpără din bani publici, de Big Brother digital, contra românilor. Este o hitoșenie foarte periculoasă prin care se introduce cenzura, de altfel interzisă în Constituție. Legea fundamentală ne spune că România este o patrie comună, fără deosebire între opiniile cetățenilor. Gândirea și libertatea opiniilor nu pot fi îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie contrară convingerilor sale. Cenzura de orice fel este interzisă. Publicațiile nu pot fi suprimate. Mijloacele de informare în masă au obligație să asigure informarea corectă a opiniei publice. Deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. A devenit, iată, posibil ca, într-un stat care a renunțat să se mai proclame democratic, cetățenii să fie urmăriți secundă cu secundă, întocmai ca și cei care fac crime, iar presa, atâta cât mai există, să fie monitorizată și intimidată de un sistem dezumanizat și automatizat, la butoanele căruia se află cei care conduc în stat. S-a ajuns ca inteligența artificială să ne dicteze ce să scriem, cum să gândim, cum să ne exprimăm, ce știri să citim și mai ales pe cine să nu avem voie să urmărim sau să votăm. Se vede treaba că nicio clipă conspiraționiștii nu dorm, ci urzesc planuri diabolice contra democrației pe bani publici, profitând de lipsa noastră de reacție. Până unde? Mulțumesc.